Și pentru că e perioada concediilor și perioada în care foarte mulți făgărășeni au venit pentru o lună acasă din străinătate, acolo unde muncesc, sunt organizate mai multe evenimente menite să realizeze o atmosferă de voie bună și relaxare în țara Făgărașului. Grupul de acțiune locală Microregiunea Valea Sâmbetei împreună cu mai mulți parteneri organizează festivalul de cântec și joc făgărășan Florile Munților. Evenimentul va avea loc în zilele de 15 și 16 august în zona Pârtiei de la Drăguș. Este un festival de cântec și joc popular din țara Făgărașului care se intitulează Florile Munților. Este un festival în care spectatorii vor putea vedea cântăreții din zona Făgărașului, ansambluri folclorice de renume de la noi din zonă, precum și ansambluri invitate din Sibiu și Rupea. De la Sibiu va veni un ansamblu foarte mare de la Rășinari, iar de la Rupea vor juca pentru făgărășenii junii. Așadar, sâmbătă 15 august, între orele 14:20, va avea loc spectacol folcloric. Pe scena festivalului vor urca ansamblu folcloric Junii Becleanului de peste Olt, ansamblu folcloric Mugurii Drăgușului, trupa de dansuri Hansel și Gretel, ansamblu folcloric din Rășinari, grupul vocal al femeilor din Lisa, ansamblul Făgărașul, ansamblu folcloric Junii Cetății din Rupea. Duminică 16 august, între orele 10:12, va avea loc o conferință despre estetica populară. De asemenea, pe parcursul celor două zile, cei prezenți la festival vor putea admira, dar și achiziționa produse de artizanat și produse tradiționale de la meșteșugarii și producătorii care vor fi prezenți la eveniment. Vor veni de asemenea meșteșugarii, producători tradiționali de produse din zona noastră, Sibiu și Rupea. Și de asemenea vom avea o conferință, un eveniment de estetică populară în data de 16. În consecință, cei care vor să petreacă un weekend plin de muzică și voie bună sunt așteptați pe Pârtia de la Drăguș.